Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3 reducere. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Va salutăm, amici mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din de draft. Astăzi o să încercăm să facem un nou draft, o nouă nebunie, așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like dacă vreți să mai facem draftones. Și de asemenea, cu cât o strângem mai rapid și văd acolo că strângem și vizualizări și like-uri, eu promit că o să postez din ce în ce mai rar, dar deocamdată o să postăm, nu știu, 2-3 pe săptămână cred că ar fi de ajuns. Hai să vedem ce formații o să găsim. Aș vrea totuși o formație mai ofensivă. Uite, asta mi se pare o formație foarte bună și uh, astea cu ce am? în general mi se par foarte bune. Papon, papin, papon, papon! Dar bă, deci, Neymar aici ce fac? Bă, nu prea îmi place. Rafinia asta arată bine, dar o să le iau pe Neymar. Mă. Încercăm să facem full atacul de la Paris Saint-Germain? Oh, dar vezi că a venit au Aubameyang. Ok, da băieți, vreau să apăsați acolo pe butonul de like. Dacă vreți să ne ajutați. Oh, Anthony. Băi, e bine până acum. Hai că a început să ne mai da și noi jucători, dar problema este că... Uuu, uh, Zidane, mamă, cum arată ăsta, frate. A venit Zidane. Zizu. Mamă, ce pas are. Asta e o să fie genial acolo în centru. E exact ce trebuie. Ceva mai bun nu cred că exista. Asta o, o garantez cu voi. Și asta e bine că ia cu toată lumea, cred. Aici cred că l-aș lua pe Kovacic. Avem Anglia. Avem. Au cum stau băieții mei. Marchisio. Bun. Merge și băiatul ăsta, chiar dacă e de seria. Bă, vezi că vine Zizu. Espana. Bă, Spania nu prea n ar ajuta. Asta e ok, Marusici. M Marusici. Asta e o Marius, dar mai așa, știi? Cunde. Vezi că cunde. Delic nicio șansă. Cunde să fie tată. Arată bine, îmi place. Mai dă-ne unul bun. Hai, Gomez. Gomez e bun Deși, aș vrea unul mai solid așa Rb veni asta, Se mișcă bine, arată bine Bă, stăm ok De fapt stăm foarte rău în chem. ce ok Eu mă uitas în altă parte Dar ce mai contează Joe Hart 20 Bă În 20 așa, da Neymar ăla e foarte prospus acolo. O să avem nevoie de ceva mai bun. Oh, da. Da, atât. Ia uite cum ne ducem în 5. Bam. E merge ca super sab. De aici o să luăm cel mai highest rated. Ai ne Rafa ala, ne ajută. L-avem pe Diaz iarăși. 91 pace. Bine că și Anthony, ce e, Antoni, ce drept să stă, stă prost pe șut. Dar cred că ne ajută. Messi! Messi! Ia să vedem. Na, scade rău. Scade rău cu Messi acolo. Dacă ar fi intrat și Mbappé. Mamă! Vezi că e bine rău. Da, să-l joc oare în bandă? Sau să-l bag eu undeva în mijloc? Că pe Zizu n-am cum, dar nici pe Messi. E cam lent Messi. Mă vezi că ne intră de la Paris. Ne intră bine de la Paris. Ascultați-mă. Am avea trei. Dar tot nu merge, mă. Tot nu merge. Asta e. Pai de mine. Și era și Ramos. Era și Ramos. Băi, și ce bine intram. Messi. Leo. Deci, dacă ar fi intrat și Mbappé, aveam 4 de la PSG. Bam! Mahrez, nu-mi place. Ia pe Tavini asta. E de M-am de rău. Rican. Rican. Habar, n-am, nu știu. Voi ce ați luat de ce? luam că, până la urmă, în locul lui va celălalt trebuie să intre cineva. U uh, Inherbi, Inherbi, Saka, 84 pace. Ah, să le iau pe ăsta, că e cel mai highest rated. Bă, ăsta ar putea să fie cel mai mare draft ăsta de, de până acum. Uite. Asta ar fi bun, ia să vedem. Ah, nu ne avantajează cu nimic ăsta. Mm. CB din Spania. Da, nu ne ajută cu nimic. Dăm un portar mai decent. Ia să vedem. Sunt tare cu de o chestie. Bă, măcar avem portar mai bun. A, problema pe CB aici, să vedem. Ramos e lent. Bă, clar, o să încercăm să. O să șt... Nu știu. Deci, credeți-mă că am atâtea variante de a schimba echipa, încât nici nu stiu ce să bag și ce să nu bag. Adica, gândiți-vă, uitați-vă și voi ce echipă. E e tank echipa, n ce zice. dacă îl bag și pe asta. Da, asta e echipa. L-avem aici pe Leo Messi cu Neymar. Uh, îi avem pe nebunie ăștia de 85. Nu știu ce să fac. Deci, uh, clar o să-l bag, uite, pe ăsta o să-l bag aici, me? Cred că mai bine mi-l bag eu pe Neymar right winger. Asta ar fi primele schimbări. Și pe Messi după în funcție de meci. Deci aș putea să-l, cred că îl bag în locul lui Marquinhos ăsta. 80 defending. Și cred că pot să-mi-l pun fundaș central. Hai că, hai, lasă că vedem noi, le facem după. Hai să luăm și un manager. Echipa, eu zic că se mișcă bine. 26, 26, 26, 26 și 26. Uh, luăm pe argentinia în ăsta. Poate mai vorbește cu Messi să ne dea acolo un gol. Hai că e bine. Hai că ne-a mișcat perfect. Ia să vedem cu ce se laudă și băietul ăsta. Andanovici, apărare. Mamă, și ăsta l-are pe Zidane. și pe Dinatale. Ăla e bestie în față. O să am probleme grave cu Dinatale ăla. Ia să vedem dacă reușești o să fac ceva. Ai, Zizu! Ce ai făcut acolo, Zizu? Că după cheliete i-au mâncat să-și gurata. Na. S-au legat aici, -aici. Ah, V-am zis că din Natalia asta e prea bun. Ai, Neymar! Hai, mă, două! Nu vrei tu, bă, vrei tu să tragi în blocaj, bă. Băi, nu se poate! Cum să ratezi, mă, de acolo? Ai de mine, dragii mei prieteni. Ai, Neymar. Pa, Ui, uite-mă, mie că să meargă și mie aceste pase în care o mie mi le dă la nu se poate iarăși, Auba! Mai mâncat, Auba! Bine, bă! Nu știu cine a fost, ăla primul meu gol cu capul pe care îl dau. Nici nu credeam cum o mai Cheul. Bine, bă, băiatule. Well, Hai mă, dă o bine, bă, frumoasă fază. Riken. Riken, eu, eu zis, Raikin, de la ăla, de la Nu mai contează, oricum am dat. L-am băgat pe nimar vârf că nu Obameang ratează prea. Am tras și eu. Am tras și eu de am nebunit aici. Iar rămâne mingea la el, mă, ce nu pot eu. Uite și tu, iarăși tot la el, bă! Offside, lasă acolo. Bine, mă! Bă, v-ați lovit între voi, ce ocazie! Și cum l-am făcut aici, l-am făcut preș! Mamă, ce ocazie! Fic! Am crezut că e în poartă, mă jur. Bine, mă, ăla e! Ala e, mă! Din pomană să dau gol, ca așa eu nu stă stare. Trebuia să dau mai tare. Messi, bă, Messi. Hai, du-te. Du-te, du-te că... Ea mea. Hai. Doamne, mea, să trecem și de asta, dacă nu trece, mai e. Până la urma urmei, primul a ieșit de muni... Bă, apăr... Mamă, gulit. Garincia. Nașpa. Gata, băieți, haideți. Du-te, dracu. Deci. Am pierdut meciul. Nu știu dacă ați văzut pe ecran că l-am și înjurat pe la. Eu am crezut că efectiv a ieșit. Am dat o pasă și am pierdut meciul. Se apare că ăsta e nou hack Nu, nu mi-a picat internetul sau nimic Pentru că instant am fost băgat înapoi Deci ca să înțelegeți Eu n-am făcut absolut nimic Efectiv a început meciul S-a mai întâmplat să mai miasă din secunda 1 Dar îmi spun n-are nimic Și aparent uh, Cred că e un fel de hack sau ceva de genul Pentru că știți care e treaba El a dat ca și cum aș fi dat eu Liv Deci cam asta s-a întâmplat Da uh, Ăsta e jocul Îmi pare rău Ce să zic Foarte bine deci după un meci foarte bun A bine, asta a fost hacker Deci 100% a fost un hacker ordinar Băi, nu se poate așa ceva Deci un asemenea hacker Mi-a mâncat un draft Băi, nu vine să cred așa ceva nu vine să cred. Da, bă, îmi pare așa, uite și avem premiile aici. Haideți că mai avem și un preview, da? Oricum. Pentru ce echipă am avut? Nu e, walkout, ia să vedem. Argentina, right winger, Messi. Dar Montie, nu știu, e 800 cât o fi. Ia să vedem. oh, nu. Oh. Ah, no. Îl punem acolo. La vrăjeală cine îl cumpără, îl cumpără cine nu, nu. Dar așa au bătut joc așa de episodul ăsta. Uite și tu ce ciudă, mi jur. Deci mor de ciudă pentru că eu am făcut... Uh, Totul cum trebuie și îți vine de asta și îți dă. Da. Nimic în premii. Japonez, geta kakayuki de la petrolul. Ito! Ito! Ne-ai făcut de Ito! Băi, nu se poate așa ceva. Bă băieți, uitați-vă și voi hal de joc. Uh, da, se pare că sunt și hackeri. Și dreptă răscumpărarea am mai făcut rost de niște pecuri, le avem aici. Deci, chiar îmi pare nu că rău nespus de rău, dar ăsta este jocul. Hai să vedem. Poate, poate astăzi primim un knockout. Dar nicio șansă de aici. Uh, jocul este așa cum este. Ăștia nu avem voie să le dăm. Nu mă interesează acest chid. Deci uh, jocul se pare că se ține de feste. Opa, ia să vedem. Aici avem un 81 plus garantat. Ia să vedem. 12 iteme, 12 rare. Eu caut. Cred. 85. Eu o caut. Acuna. Nu cred. Pă, era bine să fi fost și el. Asta era o caut, că s-am văzut că s-au ridicat la în aer, în fine. Le păstrăm aici. Vedeți că mai avem pecuri. A, ne dau trei, trei playeri toți comuni. N-are niciun rost aici. Aștia e bine, acolo pentru super saburi super sabur, doamne, pentru SBC-uri, da? care face. Avem iarăși un 82 plus garantat. Hai, mă! Hai, mă! Nu e o Da, nu e, uite, vezi, uh, Haller, deci un pic a șaptea oară asta, cred că. Îți dai seama, probabil, după... Este? Ia să vedem. Nu e niciunul pe, pe care i-am, sunt Antridol. Aici avem un 75 sau sus. Ia să vedem. Care ar fi șansele să-ți dea unul mai bun? Taci eu caut. Oh, Foden! Bun! Până a picat Foden. Vezi că e bine. Vezi că e bine. Deci ăștia am avut doi walkout bine. De 85 fiecare. Ăsta e un pec din la berberit. Ne-au cam făcut-o Asta este, bă, băieții. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Aveți grijă cu hackerii. Vreau să spuneți în comentarii dacă, mai, dacă ați pățit și voi. Iar noi, de sigur, ne vedem data viitoare. Pa!